Cursurile școlare se reiau în data de 23 aprilie, practic elevii având liber și în a doua și a treia zi de Paște. Cât privește minim vacanța de 1 mai, elevii au liber și pentru data de 2 mai, urmând ca fiecare unitate școlară să decidă cum va recupera orele pierdute pentru sărbătoarea din data de 2 mai, ziua tineretului. Cursurile școlare se reiau începând de miercuri 23 aprilie. În perioada 1-2 mai va fi de asemenea liber, urmând ca fiecare unitate școlară să stabilească programul de recuperare a orelor din data de 2 mai. Cei mai stresați în această perioadă sunt elevii claselor a 8-a și a 12-a, care în mai puțin de o lună și jumătate vor da piept cu examenele naționale, bacalaureatul și admiterea la facultate.